Doamna Șoșoacă, o singură întrebare am. Care sunt speranțele că o să reieșiți senator? Știți ce spune domnul profesor Florian Colceac? Să nu mai spunem speranță, că speranța e o dezamăgire amânată. Eu voi candida pentru că e partid de lidere să ies România, voi candida evident peste tot ca să deschid listele. Așa se face, e o chestie politică. Doi la mână. Nu mă interesează dacă o să câștig sau nu, pentru că în 2020, până să ajung senator, eu am demonstrat împreună cu civicii din stradă, da, alături de care am luptat, că putem învinge un sistem și fără o funcție politică. Da? Nu-mi trebuie funcție politică. Că am ajutat enorm de mult din Parlamentul României și am devenit o voce internațională, da. Dacă poporul român va considera că trebuie să-mi acorde un mandat de europarlamentar, de primar, dacă o să candidez, nu știu, o încă, nu m-am gândit, acum mă ocup de procese de prățări. Așa, dacă senator voi deveni președinte sau dacă România o să oricum candidați? Sunt președinta României, nu vezi că tot poporul român îmi strigă că sunt președinta României? Cine a ținut locul lui Iohannis? Iartă-mă, dar Iohannis a fost plecat atât de mult din țara asta, încât singurul om politic care a condus România, așa cum spun toți că am făcut agenda politică, a fost Diana Ivanovici Șoșoacă. Deci, cu drag, eu îmi duc mai departe mandatul de mandatul, voi participa la toate alegerile, nu? O să văd dacă o să candidez la Senat, la deputați, unde e candidat, depinde ce se va întâmpla, că dacă ești președinte, n-aș vrea să mă mai duc senator sau deputat. Dar deci, știi ce ai avut o filmare când cine, când ai zis du acest buchet de flori acelui copil. Nu și e adevărat, lumea este o minciună. Spune, nu e adevărat. Tu îți dai florile în primul singură rând, ia prin hai să copii. Arăt eu nu, minciuna. Nu, da, păi nu, care că ți-ară minciuna. Sunt? Acolo au fost 2500 de persoane. Crezi că trebuia să-mi acord eu flori? Eu am întrebat. Nu. Eu m-am dat jos din mașină. Cel care începea să facă live-ul nu știa să facă live-uri și i-a spus nu îndrepta către mine, dă-l încolo spre ei. Florile habar nu aveam ce se întâmplă, eu nu știam, eu trebuia doar să mă dau jos. Aveai în mașină florile, nu? Există așa ceva, oamenii au venit din spate că nu știau când ajung, că pormă m-am uitat, deci este o minciună ce a fost acolo, dată, bineînțeles, tot de fostul meu soț, pentru că nu mai numai el, el stare, e de vină. Nu, dar el a făcut-o, dar, dar nu știu ce face. Uite o chestie, acum soțul a spus, ca să zic Andrei, este un alcoolic și căcică, i s-a luat permisul de conducere pentru așa că a zis soțul meu că a e băut. Alcoolic Andrei? Da. Ce Bun, zici mai de asta? Plângere. Așa ce a zis zici? Soțul meu că e alcoolic Andrei? Uite-te pe filmare că tu ai băut și că ți-a luat permisul pentru 6 luni pentru alcool. Inimaginabil. Și știe la momentul ăla că a fost în final și îmi ține aparte și acum nu mai îmi ține partea pentru că se întâmplă chestia care se întâmplă. Deci cu ambasada rusă. Uite adevărul despre flori. Ți se pare că mi le-am dat eu? Ia uite ce e acolo. 2500 de oameni. De ce n-a arătat lumea asta? Dar te rog arată. Arăt. Da? Ăsta e adevărul. Dar pe mine mă interesează cu proiectele de legi, da, că avem legi foarte proaste. Nu se Mi-ai pot zis schimba. Atunci nu se pot schimba, ai. Au de 75% ce? Majoritate. Pentru că trebuie majoritate. Iar asta tot așa. Ceea ce este din partea noastră a independenților, nu se votează nimic. De exemplu, împreună cu Rodica Boanca am depus proiectul de lege, legea Alexandra. Fata de la Botoșani. Nu, a fost respins. Nu. A făcut altcineva și a fost deci adoptat. Acum a trecut pe la noi prin Senat și au respins-o. Înțelegi? Da? Da? Deci au respins-o. Era legea noastră. Nu au vrut să voteze. Nu vor să voteze nimic ce vine Daniela Șoșoacă. Au fost foarte multe legi pe care le-am lucrat și le-am dat altora, că erau bune, le-am mai modificat câte un articol aici pe acolo ca să poată, oricum le adoptau și le mai atenuam un pic. Da? Da. A rămas în pronunțare. Dar altă întrebare. Dacă pe care le-am dat altora, da, ca să treacă. Dacă amendamente. Dacă vei ajunge
președintă. Îți zic, de acum... Dacă nu mă omoară cineva între timp. Fotul meu nu ți-l dau că nu m-ai convins. Ok, nu te supăra, nicio problemă. Nu trebuie să mă voteze toată lumea. Dacă vei ajunge... Ai dictatură. Ai ședinte. Care o să fie primele schimbări ale tale din funcția de președintă a României? Păi ce trebuie să facă președintele, știi? Da. Este doar pe plan extern pentru imaginea României. Cel care este arbitru dintre instituțiile mediator statului. Mediator și mai da. Face ceva. Spune. E cel mai puternic om din țară. El numește șefii, ba da. Da, șefii SRI, SIE, SIE DNA, judecătorii, ele dă semnal. Voterea demonstrată. Da. Se va face libertate în justiție. Da, dar... Se elimină toată presiunea jurnalistică. Da, dar țin minte ce mai... Securistică. Puneai tu, live, că când o să ajung eu, o să-i bag în pușcărie... Pe toți. Eronat, cum vei reuși asta? Eu am spus foarte clar că nu-s de acord cu pușcăria, trebuie să le iei toate averile. Confiscarea. Care... Confiscarea averilor pe care nu poți să le demonstrezi că le-ai obținut, da? Asta se face. Și ca o glumă, dar nu prea da. E glumă, da. Trebuie să ne facem canalul Dunăre-București, cumpărăm 500.000 de târnăcoape și îi punem la muncă, pentru că pe politicienii ăștia n-au muncit niciodată, doar au furat. Așa, și... Trebuie și, să plecam comitet gata, național. Imediat. Și acele... live-uri ale tale. Gata! Până aici! Ne-am săturat! De știi și este... foarte... Atenție. Îl ți-o pun când ei mănâncă, perfect. Nu mai mănâncă altă chestie. Sunt cel ce mai tare spui? Om politic din țară, mă iubesc enorm de mult tinerii și dacă le plac chestiile astea să le folosească și eu iubesc, trebuie să știm să râdem, trebuie să știm să și suferim, trebuie să știm să și acceptăm critici, trebuie să știm să ne și distrăm, trebuie să avem simțul umorului pentru că e apanajul omul inteligent, să știm să facem și politică și trebuie să facem o diferențiere. Una este comportamentul de instanță, una e comportamentul de politician, de om politic, una este în parlament, alta aici, e în Agora, da. Alta este pe TikTok, alta în e pe Facebook, ta, da. Alta e în casa ta, alta e între prieteni dar și așa aici, mai departe. Aici o să ai acuz un pic. De ce nu faci acuza. Ca un poți să doar să mă cetățean? Pot, îmi dai așa. Dreptul ca să acuzi un politician. Un om politic, eu nu sunt politician, că eu n-am furat un în viața om, mea. Da. Pe doamna senatoare Șoșoacă, de ce totuși mai ai ieșirile astea vulcanice de când ești în Senat? Nu crezi că ar trebui, și cum a făcut și domnul în ghilimele, Semion care urlă tot. Nu credeți că oricine ajunge acolo ar trebui ca să își schimbe comportamentul față de cum era înainte să fie ales într-o funcție publică? Eu mi-am schimbat publică. Comportamentul față de când eram înainte, pentru că eu în instanță am un comportament foarte normal. Din păcate, în Parlamentul României trebuie să te comporți așa cu infractorii. Pentru că nimeni nu-ți dă dreptul la cuvânt, nimeni nu-ți respectă drepturile, ți se încalcă toate drepturile, e misoginism, e discriminare, sunt insulte. Eu mi-am luat bătaie în Parlament. Pe mine de m-au cine? Lovit cu pumni și cu picioarele. Cine? În timpul pandemiei, parlamentar de la PSD și PNL. Le-am depus și plângere penală. Nici Fracu nu m-a chemat nimeni să dau o declarație. Dar da? Apropo, ai o chestie de asta. Oricine ți-a adresat chestie, îți fac plângere penală. Dacă fac. Încalcă ce legea, faci? Da. Da, dar aici există într-o glumă, ești cumva procesomană? Nu, a fi procesomană înseamnă a-i da în judecată. Cel care face nu. Plângeri într-una. Nu. Atenție, în România nu se respectă legea pentru că nu se cunoaște legea. Acolo unde există derapaje de la lege și de la bunul simț, acolo trebuie să intervină legea să corecteze. De aceea se fac plângeri penale. Eu nu am făcut plângeri penale aiurea. Doar așa ca de exemplu, treabă. Câțu este anchetat în dosarul respectiv cu vaccinările și s-a ridicat imunitatea parlamentară datorită unei plângeri penale formulată de mine cu colegul meu Gheorghe Gabriel Căcescu de la Iași. Deci, eu fac plângeri penale acolo unde trebuie, în cazurile
expres prevăzute de lege, nu mă duc să fac infracțiuni împotriva, să folosesc codul penal ca pe un, nu, un al tău ceea personal. Ce am făcut, și să știți am că înțeles. Vocea mea a fost glasul unei națiuni îndurerate, îngenunchiate, care trebuia să se trezească, și mă bucur că am țipat, pentru că țipătul meu a salvat 88% din populația României de la vaccinare, de la moarte. Așa că ultima și gata, ceea ce îi spui acelor unde ele parte a românilor care te înjură. Ce le transmiți? Să se ducă la școală și să învețe cei 7 ani de acasă.